Bună seara! Emisiunea Înapoi la Argument din această seară se desfășoară tot între frumusețile Muzeului de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, și l-are ca invitat privilegiat pe Ștefan Câlția. Domnule Câlția, aș vrea să facem un dialog despre un lucru despre care nu se vorbește astăzi, pentru că în goana după performanță, după eficacitate și după nu știu ce, ignorăm lucrurile cele mai importante ale vieții. Bună oară! Noțiunea de societate așezată, de om cu scaun la cap, de persoană cuvincioasă, de om cu minte. Toate astea sunt considerate bagatele, chestii ale trecutului. Noi altceva căutăm astăzi. În profilul psihologic care la resurse umane se caută, niciodată nu apar astfel de lucruri. Poate că nici nu sunt trebuincioase, dar o societate care nu are oameni ca cei pe care i-am caracterizat mai devreme, tipuri umane de acest fel, devine cu timpul, în ciuda prosperității, bogăției, eficacității ei, irrespirabilă. Și cred că, într-un fel, în viețile noastre, fiecare dintre noi a atins deja un moment la care nevoia de aceste lucruri așezate este enormă. Și ceea ce am încercat să fac în emisiunile acestea este să creez între doi oameni care stau în fața altora un anumit tip de atitudine. O atitudine a politeții, a curtoaziei, a reverenței, a calmului, a așezării umane. Călătorind în Norvegia cu expozițiile, am fost cutremurat de niște lucruri de care ar fi trebuit să mi se pare foarte firești, pentru că și în copilăria mea le-am mai trăit și le-am prins. Deci în această țară, care la ora actuală mi se pare are venitul cel mai mare pe cap de locuitor, o vedem așa, această Europa triumfală, oamenii când se așează la masă, la o dată pe zi când încearcă să fie toți împreună, zic rugăciunea. În Norvegia? Da. Când pun lucrurile pe masă, le pun cu o anumită sfioșenie, cu un anumit ritual. Într-o seară, când trebuia să plecăm de la o familie unde am stat aproape o săptămână, eu și prietenul meu, Ilfobeanu, și beam ceai cu biscuiți, cu tânăra familie care aveau doi copii, la un moment dat soțul își cere iertare, zice, o să lipsim câteva minute, dar am vrea să vă facem o surpriză plăcută. Și peste câteva minute au venit toți îmbrăcați în costume naționale, s-au așezat la masă cu noi și ne-am băut ceaiul cu ei, cu hainele lor, din totdeauna. De sărbătoarea Norvegiei, lumea trece ca pe un corzo transilvan, pe sub balconul regelui și îl salută. Și cel puțin prin anii 85, 80% din cetățenii Oslului sunt îmbrăcați în costume naționale. Sunt de câteva generații în oraș, dar știu să-și comande pentru copiii lor costume ca în satul lor. Există ateliere care știu să le facă. Mai mult decât atâta. Când bunica mea își împăturea ea se împăturea într-un anumit fel și se noda, se chema și o punea în ladă, că atunci când o scotea de acolo, ea nu-i trebuia călcată. Și când o îmbrăcai, cutele se așezau așa, păreai cum trebuie, un personaj frumos, ca... Și norvegianul știa cum să împăturească. El era acum lucrător la computer, mare director de hotel, de firmă. Tradițiile ți le pierzi numai când te prostești. Dacă rămâi un om normal, firesc, într-o lume, cu cât lumea e mai, să spunem noi, mai adaptată la ceea ce numim modernitate, cu atât partea de tradiție trebuie să fie mai puternică. Dacă cineva își închipuie că
construind borcane ca cel de lângă cec sau hale de fier acoperite cu sticlă, călcând peste frumusețea modestă a caselor din jur, ne așezăm în lume, greșește. Noi nu ne putem așeza în lume decât cu micile căsuțe. Și mă întorc tot la Oslo, unde dacă cineva s-ar duce să viziteze cartierul vechi, vor vedea case care sunt sub un nivel, micuțe și modeste. Ele există de sute de ani. Nu le dărâmă nimeni. Nu le dărâmă nimeni, pentru că ele țin celelalte lucruri. Și să ne întoarcem la tradiția noastră obișnuită. Dați-mi voie să adaug ceva. Când și Norvegia a intrat în acest sistem de branduire de țară, specialiștii în stabilirea mărcii țării au găsit o formulă care mi se pare genială și corespunde perfect descrierii dumneavoastră. Brandul de țară Norvegia sună în felul următor. Orice doctor ar recomanda Norvegia. În lumea asta modernă și extraordinar de vie, veți vedea că cei care răzbesc sunt oamenii care aduc cu ei tot ce s-a construit înaintea lor. Ce plăcut este să te duci în Olanda și să te primească cineva într-o casă de la 1500. În satul meu, acum se dărâmă o casă de 200 de ani. Scrie pe grindă, 1812. Și de ce se dărâmă, domnule Călțin? Păi, să dărâmă pentru că așa e rânduiala făcută de acum. Cum să nu dărâme săracul om din sat de acolo, casa lui, când vede în jurul lui numai acest lucru? El trebuie ajutat. Cum îl ajuți? Îl ajuți cu școală. Pe olandez cine l-a ajutat? Pe olandez l-a ajutat școala. Ca să nu-și dărâme casa? Da, da. N-a fost, olandezul n-a trecut prin decapitare. Dar pe francez, cine nu l-a ajutat, deși a distrus Nisa, care are un brâu, trei sferturi din oraș, făcut din blocuri moderne ca cele din drumul Taberei și Titan? Că la noi spunem că au venit smintiții de comuniști și au distrus. Da. Deci smintelile nu țin numai de doctrine. Smintelile țin... E sminteală și a timpului. Și a timpului. Sunt smintele ale timpului. Exact. Și probabil acum să trezesc sau văd, se jenează. În Copenhaga există un singur bloc înalt. Și după ce a fost făcut acest bloc, deci lor nu le-a trebuit decât o singură clădire. Ca să-și dă seama ce a făcut. Alții au nevoie să distrugă un oraș. Noi probabil avem nevoie să distrugem o țară ca după aia să ne trezim că putem, că e un loc minunat. Să nu uităm că țara românească, înainte de război, era măturată din fundul grădinii până în mijlocul drumului, în tot nordul Munteniei și Vrancea, tot Banatul, toată Transilvania, Bucovina. Deci odată pe săptămână țăranii făceau treaba asta. La noi în sat se făcea așa. După aia am umblat și am văzut zonele în care se făcea lucrul ăsta. Odată pe săptămână această țară era curățată. Aproape mai mult de trei sferturi. Măturată. Țara asta plină de bidoane, de plastic și de nu știu ce. De ce? Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru foarte simplu. Bunica mea cunoștea toate buruienile și plantele bune și folositoare din locul de unde ea stătea, pe o rază de 15 km. Cunoștea și toate păsările și toate animalele, știa și când se seamă, când trebuie sămânțate, ce trebuie să faci pentru ele. Vă dați seama ce cunoștințe avea un țăran? Nu mai e numer. E, în clipa de față, navetistul meu pe care săracul s-a întors înapoi în sat. Păi dacă îl întreb, nu mai știe până la poartă câte ierburi sunt. Deci, nu mai știu. Trebuie școală, domnul Patapievici. Nu mai există, trebuie să reînvățăm. Păi da, dar școala acum face după programe americane. Avem în față foaia matriculă a învățământului elementar din regat în anul 39-40. Arătându-i această foaie acum vreo 6 ani, unui specialist elvețian în învățământ și comentând-o, îmi spune ce nouă ne lipsește acest grafic.
în foaia noastră matriculă. Și extraordinar ce cât de complexă ați avut lucrurile. Legată de intrarea noastră în Europa, sunt două lucruri. Una, să ne uităm la vecini, și vecini pentru mine înseamnă bulgari și maghiari, și să ne întoarcem înapoi la tot ce am făcut bine. Și vom fi lângă Londra. Altfel, dacă ne vom uita, de ce credeți că Bucureștiul arată așa cu reclamele? Pentru că toți, înainte de Revoluție, cei care au apucat să meargă în Occident, din sărăcia lor, au stat în hoteluri pe lângă gări. Unde erau magazinele faimoase și neputincioase ale firii umane, unde erau toate reclamele. Acum, cei care au plecat s-au dus și au stat pe lângă cazinouri. Și au venit înapoi cu modelul. Modelele lor, astea sunt suburbiile occidentale. Și vin și ne le trântez nouă în centrul București. Uitați-vă că în jurul Teatrului Național sunt fel de fel de panouri. Nu mai vezi nimic de panou. Și dacă întrebi pe cineva, chiar în Parlamentul României, spuneți, dar cum? Dar aduc bani, dar suntem capitaliști. Nu știu. Duceți-vă, domnilor, și vedeți ce înseamnă capitalismul. Capitalismul înseamnă rafinament, înseamnă bogăție, înseamnă o bunăstare din care tu tot timpul poți să dăruiești. Ăsta e real capitalismul. Restul e un fel de șacalism, nu e capitalism. Aș vrea să citesc în foaia matriculă, la profilul psihologic al elevului, funcțiunile și caracteristicile psihice. Este împărțit pe intelect, temperament și personalitate și caracter. La intelect, indicatorii sunt inteligența, atenția, memoria, imaginația. Deja simpla împărțire a intelectului după aceste funcții mă duce pe de-o parte spre toată tradiția care pleacă din tratatul despre suflet al lui Aristotel și care a avut o tradiție formidabilă în toată Europa creștină, și pe de altă parte la așezare, la lucrul pe care îl prețuiesc pe măsură ce îmbătrânesc din ce în ce mai mult. Așezarea omului în cele cuvincioase și în cele care sunt fertile și rodnice. După aceea, la temperament, felul de a reacționa, repede sau încet, sensibilitatea, puterea de muncă, sârguința, și acum urmează ceva care m-a dat gata, voioșia. Adică buna dispoziție, ține de temperament și ține de prezența omului. Într-adevăr, trebuie să fii, cum se spune, la niciodată călugărului. Călugărul nu este apreciat dacă este conștiincios și mohorât. Nu. Trebuie să fii conștiincios și bine dispus. Pentru că dacă sfințenia nu merge decât cu buna dispoziție. După aceea, personalitatea. Fericirea, că drumul spre Dumnezeu trebuie să fie o fericire. Sigur că da. Iartă-mă. Personalitate și caracter, neinfluențabil, sociabilitatea, camaraderia, onestitatea, bunătatea. Cine mai vorbește astăzi de bunătate, Dumnezeule mare? Bunătatea, ca și voioșie, ceva exact. Simțul dreptății. Și ăsta nu apare niciodată în caracterizarea unui om astăzi. Simțul dreptății, spiritul de conducător. Asta este și în gura tuturor, leadership, dar sau de subordonat. Ceea ce înseamnă că astea mergeau cumva împreună. Nu poți să te supui unei reguli decât dacă ești în stare într-un fel să o institui. Da. Toate lucrurile astea le știa un învățător despre copil. Da. Iar asta se aplică celui mai umil copil. Asta. Deci nu era vorba de oameni excepționali. Asta se aplică și Opincii și Vlădicăi. Ultima rubrică, în fine, la personalitate și caracter. Atenție, caracter, se vorbește de caracter, nu de normal sau anormal sufletește. Deci suntem în situația să caracterizăm normalitatea sufletească. Pentru mine asta este extraordinar. Așa era școala în 1939-40. Ea a fost înlocuită cu următorul lucru. Ce e tata? Ce a fost tata înainte de 48? Chiabur. Muncitor, așa, funcționar, ți era frică să-l treci.
A fost în partid, în ce partid? Acum în ce partid e? Cu tare și cu asta se termina. Informații despre familie apar și aici. Indicațiuni asupra mediului social și stării fizice. Starea socială și materială a părinților. Cum este îngrijit copilul în familie? Astea sunt rubrici care erau completate. Al câtelea copil născut? Câți copii trăiesc? Câți copii au murit? Deci vorbim de o țară în care lucrurile astea se întâmplau și erau monitorizate ca să fie îmbunătățite. Locuința este igienică, deci învățătorul se ducea și inspecta acest lucru. Numărul camerelor locuite, câte persoane mai dorm în cameră cu elevul, câte persoane mai dorm în același pat cu elevul, somnul. Deci învățătorul știa cum îi doarme elevul. Alimentația, cum era, mediul social imediat în care trăiește. Mulți acum se întreabă și câte persoane mai dorm. Eu până la vârsta de 14 ani, pentru că eram copii mulți, am dormit totdeauna cu cineva în pat. Dormeam picioare la picioare, unul cu capul într-o parte, unul într-alta. Dar cerceafurile erau curate. O dată pe săptămână mama și cu noi spălam podelele în toată casa. Țin minte că erau galbene, le băga nu știu ce în apă ca să se îngălbenească, să pară frumos. Preșuri țesute în război, dar ai mochete pline de praf, mai ai încă nu știu ce, mai ai bibelouri, mai ai, ne-am îngreunat cu atâtea lucruri fără rost, fără noimă, care de fapt ne urățesc și spațiu, sunt îmbâxite de praf și mizerie. A trăi modern înseamnă a avea podelele spălate. Nu neapărat a avea gresia nu știu care și parchetul nu știu care. Într-o școală norvegiană, copiii își lasă ghetele la ușă și stau în clase în niște șosete groase. Dar seama, e curată, e podeaua curată. Era ca în copilăria mea, ca în școala asta de aici. Există o rubrică care se cheamă Preorientarea și îndrumarea profesională, în care învățătorul completa preocupări extrașcolare de predilecție, talente deosebite pe care le găsise la așa, inclinațiuni pentru diferite profesiuni. Și profesiunile deja gândite în acest formular sunt lucrător meseriaș, comerciant, cultivator, agricultor crescător, artist, preot, pentru fete misionare, educator, gospodărie și administrație, aptitudini pentru liceul teoretic. Ce profesiune dorește elevul? Dorința părinților era menționată. Îndrumarea educatorului. Profesiuni indicate și eventual contraindicate, în fine observațiuni. E ceva foarte, foarte impresionant prin așezare și finețea caracterizărilor. Pentru noi astăzi, unele, cum este voioșia la temperament sau la caracter, caracterizarea de normal ori anormal sufletește, toate astea mă impresionează foarte, foarte mult. Nu e normal să ne întoarcem la această foaie matriculă. E atât de modernă. Și probabil deja unii gândesc lucrul ăsta, sper. O să te rog să te uiți în acest caiet, care e caietul unei eleve de ultimul an de liceu, la liceul Sericicol din București. Deci în București era un liceu specializat pentru prelucrarea și cultivarea viermilor de mătase și prelucrarea firului de borangic și această fată are un caiet superb. Clasa 8-a de liceu, deci era cu asta absolvea. Clasa 12. Finețea și eleganța și conștiinciozitatea și priceperea cu care a urmărit realizarea acestui caiet pe mine m-a impresionat. 46-47. Da. Și m-am gândit la următorul lucru. Chiar dacă această tânără nu mai urma profesiunea, ca să spun așa, ea devenind mamă, un om care face aceste lucruri, care știe aceste lucruri, are un anumit comportament, are acea gingășie și statornicie a lucrurilor de care vorbea înainte. Și atunci familia arată și ea altfel. Nu, să mai dăm câteva pagini, pentru că e ceva totuși extraordinar.
migala și gustul și undeva am văzut că ea figurase și acul cu care cusea, îl desenase acolo, ca și când ar fi înțepat hârtia, l-ar fi pus acolo după ce făcuse broderia. Încălzea desenul, dar uite cu câtă acuratețe și finețe, dacă vă puteți apropia exact aici pe modelul ăsta, era și o tehnică a mânuirii culorilor, în așa fel încât îți dă senzația de țesătură. E în peniță, o pensulă foarte fină, a folosit diferite instrumente de lucru, dar obiectul ăsta îți destăinuie, e vârful unei piramide, îți destăinuie seriozitatea unei școli, a unei instituții. Nu puteai să ajungi la... Un liceu de meserii. Nu puteai să ajungi la profesionalismul ăsta. La sfârșit, i-aș încheie caietul și cu fotografii ale clasei. Și când urmărești fețele copiilor, ale învățătorilor, sunt oameni cu personalitate. De fapt, asta se întâmpla. Să nu ne închipuim că n-au existat oameni răi, că n-au existat vicii, că n-au existat neputințe, că în vremea... Eu nu vreau să idealizez lucrurile, dar era, înainte de devenirea comuniștilor, în această țară, oamenii erau așezați pe un drum normal. Mergeau spre ceva care nu putea să-i ducă decât în fiecare zi spre mai bine, cu toate neputințele ființei umane și răutățile. A venit momentul acela când lucrurile au fost frânte total și brutal. Și pentru asta am două fotografii. Aici e o fotografie dinainte de primul război mondial, o fotografie cu țăranii din satul meu, un sat din sudul Transilvaniei. Să știți că atunci nu erau altfel satele din Germania, poate din contră, mai săraci și mai neputințoase. Lucrau cu batoza. Da, erau la treierat. Personajul ăsta îmi place foarte mult și prima dată când l-am întâlnit pe regele Mihai, mi-am adus aminte de fotografia asta. Că am zis, uite cum stă regele ca țăranul din poza mea de acasă. Cu ținută. Și o altă fotografie care a apărut într-un jurnal prin anii 59, în care sunt prezentați colectiviștii, brigada de muncă Steagul Roșu, și care primul lucru care m-a șocat a fost prima dată când am văzut țărani așezați în genunchi. El i-a așezat festivist, așa, a vrut să ca facă... Ca să fie pe două rânduri înălțimi diferite. Dar ideea este să-l îngenunchezi. Eu știu, chiar dacă fotograful n-a avut ideea asta, dar în orice caz, am căutat în toate fotografiile, n-am mai văzut țărani așezați în genunchi. Acolo, țăranul liber... Și țăranul colectivizat. Și mai ceva. Și aici sunt înainte de a le împușca cai, că după aia le-au împușcat și cai și probabil nici nu i-au mai fotografiat niciodată. Dar aici mai e ceva. E aliniat. Da. Ei sunt nu numai îngenunchiați, dar sunt și aliniați. De fapt, ori acolo sunt în ordinea firească. Ce mult poate să povestească o imagine. Da. Deci, aproape, dacă, cum spui, eu nu m-am gândit și la aliniere, face analiza acestei fotografii, știi ce s-a întâmplat cu țăranul român. Aici trăiesc potrivit rânduielilor, iar aici sunt ordonați. Ordonați. Ordonați de o idee care este străină și care este... Da. I-a servit, da. Asta e. Da, vorbiți de un lucru care e greu totuși de deprimit astăzi, știți? Pentru că... Nu e greu, domn Patapievici. Păi am să vorbesc despre mine. Eu am înțeles destul de târziu că nu există niciun viitor pentru noi dacă nu mergem mai departe împreună cu tradițiile noastre. Și că modernitatea autentică reprezintă o dezbatere critică și creatoare pornind de la tradițiile pe care le avem. Ok, pe unele le vom abandona, pentru că nu mai sunt potrivite. Dar trebuie să facem acest lucru. Dacă ne despărțim de trecut, trebuie să o facem în cunoștință de cauză. Pentru că altfel este ca
ca mirosul care însoțește cadavrul, oriunde le ascunde. Atâta, dar un om care nu are trecut, după părerea mea, e un om dezorientat, un om care, vedeți, trăim acum și ne speriem de fel de fel de lucruri care se întâmplă cu atâta ușurință în jurul nostru, în acest oraș după 90. Lucrurile astea se întâmplă cu așa ușurință pentru că oamenii nu au repere în spate, nu sunt legați de ceva. Dacă ar fi legați, atunci ai intra în partea frumoasă a lucrurilor, nu în partea urâtă și murdară a acestei lumi. Și n-aș vrea să... Deci nu fac parte din acei oameni sau vreau... Nu cred despre mine că sunt tributar acelei lumi și o întoarcere acolo. Nu mai există întoarcere. Nu există. Totul de acord. Dar a păși mai departe nu poți păși de unul singur. Nu poți păși. Trebuie să pășești cu cei care te-au învățat să mergi și cum te-au învățat și să-i, cum spuneai tu mai înainte, să-i negi sau să-i accepți, dar nu poți să nu ții cont de ei. Cea mai frumoasă lecție despre țăranul român mi-a fost, sau lecții, cele mai frumoase lecții despre țăranul român mi-au fost predate de profesorul meu de la Timișoara, Iulius Podligny, care era Iulius Podligny, un mare, un grafician. O să discutăm o dată despre el. Ceh de origine, școlit și trăit la Budapesta. El mi-a vorbit extraordinar de frumos despre țăranul român, ne ducea prin satele bănățene să-i desenăm, să-i vedem, dar de ce a avut așa mare putere asupra mea discursul Spodlini? Lui Spodlini e cel care, comunistul care îl scoate pe Bela Kun din Ungaria și îl duce la Moscova ca să nu fie prins și împușcat de albi. E participant la Revoluția Roșie Bulgară. E cel care împreună cu Guban organizează mișcarea antifascistă din Germania și care mi-a descris prima dată în toată hidoșenia lor pe comuniști. După ce i-a ajutat masiv. El a fost, era un, e ceea ce, vedeți, existau, era un fel de panaiti strate. Eu nu am avut o poveste de întrerupere între dragostea mea față de bunicii mei care a fost copil. Am ajuns în școală, am dat de Podlimi care mi-a adus tradiția și lucrurile din nou în față. Și n-am fost departe de ele, totdeauna am crezut în ele. Dar importanța tradiției pentru modernitate, asta e un lucru pe care l-am priceput destul de târziu. Modernitatea nu se poate naște pe un loc gol. Ea are nevoie de tradiție, are nevoie de comentariu permanent cu tradiția, că altfel eu... Uitați-vă ce s-a întâmplat mai târziu cu avangarda după avangardă, ca să spun așa. Lucrurile, că au început să piardă din substanță, că s-au diluat, că sunt niște lucruri inventate. Nu mai sunt niște revolte, nu mai sunt niște atitudini. Nu mai sunt inovații, ci sunt găselnițe. Găselnițe, exact. Dar asta e situația în artă astăzi. Da. E plină de găselnițe, de mici poante, de fente. În bună parte. Pentru că și cei care, dacă, când găsești câte un artist sau o grupare care vezi că lucrurile capătă conținut sau o substanță, așa, toată descoperi că pleacă de undeva din spate, mai dinapoi. Au găsit un filon. Au găsit un filon. Și viața noastră românească, societatea de astăzi, cum arată? Cum stați în ea? Cum o locuiți? Întrebarea nu e grea, o locuiesc firesc. Eu cred că dacă treci pe la biserică, lucrurile sunt mai ușor de purtat. Dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, veți vedea că oamenii liberi cugetători
sunt cei mai speriați și mai derutați. Pentru că nu mai cred în ei ca ființe alese. Și când știi că totuși nu ești chiar o maimuță sau o plantă, și cele rele și cele bune se așează într-un anumit echilibru și încerci să-ți construiești lucrurile. Pentru mine acum lucrurile, sigur că într-un fel mi le-am simplificat în mintea mea. Mi-am dat seama că am o bucățică mică de loc pe care trebuie să mi-o lucrez, că și eu am avut orgoliile mele ca toată lumea și poate într-un fel mă mai bântuie câte unul. Dar am sperat să, la un moment dat să cucerez lumea, Europa și cu toate, și mi-am dat seama că nu. Ce importanți sunt micii făuritori. Ce important e ca tu, dacă ai puțin de făcut, lucrul ăla să fie foarte bine făcut. O societate egală, după părerea mea, e o societate în care toți oamenii când s-au născut au primit de la Dumnezeu câte un pocal. Unii poate au primit un butoi, alții un păhăruț. Și dacă cu ființa lor, până la sfârșit, și-au umplut pocalul pe care l-au primit, e egal cu celălalt care a umplut butoiul. Dar cel care a umplut păhăruțul, dacă se întâlnește cu unul care a pus numai jumătate în butoi, el e mai mare decât acel cu butoi. Vai de cei care au primit un butoi. Vai de cei care au primit un butoi. Și atunci sunt așa. Și cred că oamenii trebuie, trăim totuși, să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat șansa să trăim niște vremuri extraordinare. S-a schimbat lumea. Ea s-a schimbat. Că încă suntem neputincioși, dar ea s-a schimbat și depinde de noi, de fiecare din noi, cât un pic ce se poate face. Nu există. Eu cred că lucrurile merg spre bine, domnul Patrafievici. Deci nu sunteți pesimist? Nu. Nu? Nu. Nu. Și să nu ne teme de eșecuri, de necazuri, de nu știu. Cele mai grele lucruri sunt, deocamdată pentru mine, lucrurile care se fac așa din beton și fier. Că va fi o cheltuială mare să le dăm jos. Dar așa este jumătate din București. Am făcut din betoane cu ciment. Da, da. Și s-au învechit și au îmbătrânit urât. Și urățenia asta este și a oamenilor care le locuiesc. Că vorbim de lucruri, m-am gândit de ce s-a construit cartierul la Băneasa sau ce parte așa, de ce arată așa. Și mi-am dat seama că erau două lucruri care i-au mânat în luptă pe acești și arhitecți și beneficiari. Unul era complexul blocului. Deci el s-a mutat la casă, dar n-a putut scăpa de ideea blocului. Deci și-a făcut strada. Dacă vedeți, străzile sunt înghesuite, strânte, așa, ca intrarea de la bloc. Deci toate străzile lor sunt strânte, strânte. Iar când și-au construit casa, au construit-o în așa fel încât să vadă în continuare la vecinul. Deci au case vile, mari și nu știu ce, pe străzi înguste de ți-e frică să intri pe ele. Când intri pe scara blocului, ai o stare de frică. Nu știu, să stinge becul. Mai... Așa și pe străduțele astea, înghesuite, așa. Intri în casă și cum ai intrat în casă, ai văzut la vecinul. Asta e una din cărările pe care au mers constructorii și a doua a fost mirificul exemplu Casa Poporului. Înțelegi? Când o să înțelegem că una din cele mai frumoase case din București e Casa Melic, că poate una din cele mai frumoase construcții de locuit din lume e Casa din Nordul Munteniei, casele din la Turnul Severin în sus spre munte, una din cele mai frumoase case din lume. Ai o proporție, o relație între cerdac, stâlp, acoperiș, pe care numai Horia Berneav ar putea o descrie așa cu adevărat și frumos. Să știți că nu întâmplător am spus să ne uităm la bulgari și la maghiari. Dacă mergeți la
în Bulgaria, veți vedea că bogătașii bulgari își construiesc case care imită casa veche bulgărească. Ce mă frapează pe mine este degradarea gustului. Dacă bogătașul bulgar face lucrul ăsta, bogătașul român da. Nu-l face. Neavând comuniști de treabă, deloc, niciodată, pentru că nu i-am avut. Mi s-a aplicat o politică mult mai aspră decât cealaltă. Și o spun în cunoștință de cauză. S-a intrat în esența. Gândiți-vă că în afară de noi doar Rusia a mai fost atâta colectivizată. Colectivizarea a însemnat un lucru extraordinar. Într-o țară în care majoritatea oamenilor erau țărani. În țara asta ai reușit să faci următorul lucru. Omul își ura bucățica de pământ. Pentru că cum aveai pământ, erai un dușman. Își ura vita. Animalul pe care el l-a iubit atât de mult, a ajuns să-l urască. Îl făta vaca, îi punea punga de nylon în cap vițelului, pentru că dacă vițelul se năștea viu, el nu putea să-l vândă decât când avea 107 de kilograme și îl vindea la un preț derizoriu și era sclavul acelui vițel. Și dintr-o dată, țăranii de astăzi, care le spunem noi țărani, sunt copii care s-au născut în familii în care tatăl spunea, n-am avut pământul ăla, nu, ăla a fost al lui soacră mea, al lui cutare, eu am avut puțin. Vaca n-a vătat, aia n-a făcut. Deci, actualii noștri oameni care vrem să facem agricultură, nu mai sunt cei la care am știut despre ei. Sunt cu totul alții, crescuți într-o altă poveste, rupți. Și când ai decapitat 80% din țărănimea română. Și după aia, pe asta, 80%, ai adus-o la bloc în oraș. Și ai așezat-o în apartamentul unde tu i-ai strâns căldura, i-ai dat căldura. În închisori erau trei lucruri de care erau spaima. Era foamea, frica și frigul. Când le-ai dat drumul la pușcăriași, la deținuți, le-ai dat drumul în țară, atunci când tu deja ai luat caii țăranilor, deci stăteau în frig, le dădeai tu lemne cu ce vroiai, dacă aveai tractorul sau nu, aveai robinetul la oraș, deci când ai putut să transformi toată țara în pușcărie, atunci ai scos pe cei din pușcărie. Foamea, frigul, e foarte important să știm, însă că lucrurile nu au fost întâmplătoare, că a fost un sistem, că acest sistem n-a putut funcționa așa ca din întâmplare. Au fost niște oameni și niște instituții care au acționat. Dar trebuie să știm odată că ceea ce a însemnat partid și securitate și toate structurile lor au fost odioși. Au creat o lume dementă. Și că cu acei oameni, dacă cu oamenii ăștia simpli, trimiși dintr-o parte și în alta, ne-e atât de greu să lucrăm, cum vă puteți închipui că poți lucra cu niște oameni care au fost în sistemul ăla? Chiar dacă îți de bună credință, deprinderi, obișnuințe. Nu, să stea deoparte. Și soluția pentru noi care e? Soluția pentru noi e să punem cărțile pe față, ne vedem de treabă, să știi că când faci un lucru undeva, totdeauna mai mulți de aia care vin să-ți spună că nu e bine, mai multe energii negative se revarsă asupra ta numai când faci ceva. Dacă nu faci nimic, ești liniștit. Mi-au trebuit și sunt și mie multe lucruri care au trebuit să treacă ani de zile ca să mă lămuresc asupra lor. Unul din aceste lucruri a fost de ce bunica mea vorbea atât de frumos românește. Într-un sat în care ea primii ani i-a făcut și în ungurește, să vorbea și ceva nemțește și nu știu ce. Cum reușea să vorbească atât de frumos? De câte ori intram în casă la ea și mergea greu și n-avea ce face, citea o carte. Când am fost copil, tot timpul m-am mirat că cum poate să citească un om aceeași carte? Citea psalmii. Se poate. Da. Și a citit toată viața doar psalmii. Și acum îmi dau seama că un om care citește toată viața cele mai frumoase, sau unele din cele mai frumoase poezii,
scriere ale lumii, nu poate să vorbească urât. Și cred că una din lecții ar fi să punem mâna pe psalm și să începem să citim zilnic psalmi. O să ne arunce la fundamentaliști, domnule Călcea. Cei care ne aruncă la fundamentaliști sunt fundamentaliștii. Cu asta sunt de acord. Și nu poate să ne arunce altcineva. Lumea de bună credință, nu. Restul, domnul Patafievici, lumea are nevoie și de zvăpăieli. Și e firesc să se întâmple și lucrurile astea. Dar dacă luați ilustrațiile despre un sfânt, imaginea unui sfânt, cea mai veche pe care o găsiți până și toate să, condiția să fie de bună calitate, deci de recunoscute artistic. Și găsiți 30 de întruchipări, de reprezentări ale sfântului respectiv. În această lume bizantină, cum îi spun unii, închisă, rigidă, osificată și nu știu, veți vedea că nicio artă nu găsiți atâta varietate și atâta libertate de mișcare. Când doar biserica îți dă un drum, o direcție, dar în rest e așa atât de liber în toată povestea asta. Extraordinar. Și nu poți găsi libertatea decât când ești pe drum. Nu găsești libertatea în hățiș. Când ești dezorientat și nu știu ce, dai din picioare, țipi, urli, faci spectacol, dar nu ești liber. Liber ești când știi drumul și de pe drumul ăla, oricând te poți hotărâi să te întorci sau să-l părăsești. Ești liber. Abia atunci e libertatea. Mergeam pe un drum cu un țăran de la Agapia, peste munte, ca să trecem la Neamț. Și îl întrebam de felurite plante, păsări, nu știu ce, și de păsări îmi spunea, asta se cheamă așa, asta se cheamă așa. Și am văzut una la un moment dat și am întrebat și asta ce este. Nu s-a uitat la ea. Ăsteia nu i-am dat încă nume, a spus țăranul. O cunoștea, dar nu-i dăduse încă nume. Nu-i dăduse încă nume, da. Domnule Călcea, vă mulțumesc foarte mult. Nu știu cum s-a nimerit să cadă sfârșitul emisiunii pe numele pe care nu-l dăduse încă țăranul unei făpturi minunate a lui Dumnezeu. Pe restul acesta, poate că mizăm tot viitorul. Domnul Patafievici, eu zic că dacă ne apucăm de școală, pentru că asta trebuie. Și eu cred că suntem exact în momentul venirii lui Carol I. Ar fi bine chiar să-l aducem pe rege și să pornim, că el a fost unul din inițiatorii școlii elementare, învățământului elementar în țara românească. Și să o luăm de la capăt. Depinde de profesor. Eu m-aș băga și slugă și școlar la dumneavoastră. Să știți că, cum spuneam la un moment dat, cred că la ora actuală în învățământ mai mult depinde de părinți și de instituția stat. Eu cred că totuși învățătorul trebuie să aibă un statut special în țara asta. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Călcea.